la Mimar Sinan, poate ați auzit de el, cel mai mare proiectant pe care l-a cunoscut, cred că, istoria islamului, care a construit cele mai mari moschei din Turcia și cele mai faimoase. A venit la el, tocmai când a terminat construcția moscheii din Edirne, Selimie, când stătea împreună cu toți și se lăudau și priveau la capodopera de artă pe care au realizat-o, a venit la el un copil și a spus, zice, domnul Sinan, dar minaretul ăla e un pic înclinat, e strâmb. Un copil, la care el a zis, vină cu ație, care minaret? Ăla. A chemat echipa de meșteri, mergeți, legați o funie și trageți minaretul înapoi. Au legat funie și a pus pe toți și toți se mirau, ce facem? Trageți! Zice, s-a îndreptat? Se uita copilul, nu. Trageți, s-a îndreptat? Nu. Trageți, s-a îndreptat? Da. Ok, bine, gata, e bine, coborâți. Cum să tragi minaretul, să-l îndrepti? Și l-au întrebat pe, de ce ai făcut lucrul ăsta? De ce ne-ai chinuit? E un copil, nu-l băga în seamă. Și a spus, nu dai voie la o bârfă să se extindă, pentru că mâine, poimine, nu mai poți să îndrepti minaretul. Noi l-am îndreptat acum. Cu toate că e un copil, așa trebuie să ne comportăm și noi cu oamenii care vorbesc și nu au dreptate. Le dai peste bot, îi oprești acolo unde trebuie și nu pui pe suflet tot ceea ce auzi. Pentru că atunci nu e bine.